Pensionarii trăiesc vremuri grele, venitul mic abia le ajunge să-și ducă traiul de zi cu zi. Au nevoie de medicamente, de mâncare, de bani pentru plata utilităților. Cum să-și drămuiască pensia prea mică pentru toate acestea? Astfel, mulți dintre vârstnici reculc la împrumuturi pe care numai ei știu cum să le înapoieze. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor a devenit în ultima perioadă una dintre cele mai solicitate instituții din oraș. În aglomerația care se formează zilnic aici, abia dacă ai loc să arunci un nac. Oamenii au necazuri, sunt copleșiți de cheltuieli și se înghesuie să împrumute câteva sute de lei. Se tem să ia mai mult, pentru că nu știu dacă vor reuși să-i înapoieze. La noi vin foarte mulți oameni și în special cei cu venituri foarte mici vin și împrumută de la noi, pentru că la noi se asigură împrumutul cu o dobândă foarte mică pe care ei pot să o plătească. Și dacă o să observăm că în fiecare lună numărul împrumuturilor crește, iar în luna iunie am ajuns la 470 de persoane care s-au împrumutat cu suma totală de 1.550.000 de lei, adică 15 miliarde. Dacă înainte oamenii împrumutau bani pentru concedii sau pentru cheltuieli neprevăzute, acum se îndatorează pentru a-și ușura traiul zilnic. Pentru greutățile care le au în familie, pentru cumpărături și pentru viața de toate zilele. Am împrumutat, că ce să fac? Că de unde? N-avem. Că ăștia-i noștri, șefii noștri, nu ne prea dă, ne cam ia din pensii, ne ia din salarii la lume, mărește TVA-ul, ce să ne facem, doamnă? Nu vă temeți că nu veți reuși să plătiți ratele? Păi ne temem, da, n-avem ce ne face. Asta este situația la noi în țară. Au muncit o viață, dar nu au reușit să-și câștige siguranța zilei de mâine. În plus, ca să-și poată pune ceva în frigider sau să-și poată prelungi viața cu medicamentele de care au nevoie, pensionarii sunt nevoiți să recurgă la împrumuturi.